Noi am vorbit săptămâna trecută despre influențărițele alea care nu fac nimic în viață, nu sunt nici jurnaliste, nu sunt nici cântărețe, nu sunt, nu știu, nici psihologe, nici nutriționiste, dar sunt în atenția publică cu sute de mii de like-uri și... Alea sunt de oraș, măi Cosmine, alea au altă treabă, au cea mai veche meserie în lume. Alea Unele altele sunt, organizatoare de ospățuri cu nasul. Deci, sau așa, da. Alea da sunt. Altele organizează și acolo să știi că se câștigă bani mulți. Ei, astea de care zici tu, ele sunt într-o anumită categorie, SK și restul. Ele sunt într-o categorie de asta trendy în ultimii 20 de ani a corporațiilor, a capitalului internațional, a oamenilor influențați de așa zisa filozofie de tip Soros, în care statele nu mai contează, valorile naționale nu mai contează și noi trebuie să facem și să milităm în această direcție. Eu, Andreea Esca, mă duc cu bicicleta cu Steven Van Groningen de la Raiffeisen Bank și cădem amândoi cu bicicleta, dar în timp ce cădem spunem trăiască și înflorească lipsa sentimentului național din țările unde ajungem noi. Pentru că eu pe Andreea Esca nu am văzut-o cu acte de patriotism sau cu acte pozitive pentru România încă din perioada în care, pe vremuri, mai făceau ei de 1 decembrie, care era și ziua ProTV-ului, fasole cu cârnați și mai vorbeau din când în când de România, dar nu de valorile României. Și apropo, în vremurile alea m-am certat rău cu Adrian Sârbu pentru că o punea pe Teo Săraca, a fost ziua ei săptămâna trecută la mulți ani, care era acolo, făcea show-urile de mare audiență, să promoveze doar maneliști. Sigur că încasa bani mult la negru Adrian Sârbu în vremurile alea. Și spuneam, bă, dobitocule, bă, zic, tu nu-ți dai seama ce faci? Bă, dar zic, noi nu avem, mă. Nu avem, mă, Dumitru Fărcaș, nu avem Veta Biriș, nu avem Sava Negrean Brudașcu, Nicolae Furdu Iancu, Aurel Tămaș, Dinu Iancu Sălăjanu și atâția și atâția pe care poți să-i chem pentru folclor, pentru fel de fel de ritmuri de-astea care vă plac vouă, mă, chiar trebuie în prime time să-i aduci pe toți ăștia care n-au o vorbă bună să spună oamenilor din România despre tradițiile noastre, despre ce făceam. Poți să povestească și chestii mai fără perdea, că toți sunt specialiști în asta și poți să faci audiență. Nu trebuie să aduci neapărat niște analfabeți, da? Care au locul într-altă parte. Poți să-i duci la casa de discuri la Media Pro Music să le faci muzică să câștige bani. Maneliștii erau pe trend și făceau rating pe vremea aia. Și acum fac? Acum fac cel mai mare rating, poate chiar mai mare decât pe vremea aia. Am ascultat, am văzut, am vorbit cu mulți dintre ei, inclusiv cu Damian Drăghici, care mi-a spus că el aduce în prim plan numai ăștia, că numai cu ăștia face treabă. El care totuși este adeptul muzicii de calitate, Damian Drăghici, el s-a băgat pe maneliști, pe astea, pe ăștia administrează, cu ăștia face bani.